dar m-am întâlnit și am stat de vorbă. Acum, după mulți ani, după ce s-a căsătorit, are și ea un băiețel, am stat de vorbă cu ea. Ce? Ce? Stația asta? Nu, e a mea. Poftim? Nu, e a mea. Credeam că am fost cu serviciu. Banii lichizi înseamnă libertate, așa e, PSD și PNL doresc eliminarea pas cu pas a numerarului, adică subjugarea românilor, asta se vrea, că dacă ei vor să nu mai cheltuie, ne blochează cardul. Asta se vrea cu cardurile astea, care citit invers știți ce înseamnă. Ia, există în așa, există o, a, pe ăsta? Am făcut campanie care va, Marius Dulea, care va candida la, va fi prim-ministru, că vrea să-l pună. Este inginer constructor și are firmă de construcții, la fel ca Xenia. Dar știți că Scopia are Marius 5, când am auzit 5, zic da să trăiască că, și te felicit că pe vremurile astea ai făcut 5 copii. Eu nu mi-am mai permis să fac pe al doilea, că s-a rugat fata mea Daria să-i mai fac o surioară și mi-a zis că nu-mi permit. Că după ce am născut-o, m-am întors la Petrom, unde am lucrat la schermă, m-a obligat să iau ordonanța. Că mi s-a desfințat postul, mi-a zis. Zic eu nu. Am zis, dacă nu mai fac, înseamnă că nu o să mai am serviciu deloc. Tu dacă ai firmă de construcții, na, faci 5 copii. Iar Axinia are 3 băieți tripleți. Nu că i-a făcut fără, dar el s-a oprit la 3. Și e la fel ca mine. A, pe 19 e ziua lui Balanță, ca mine este. Am zis într-un an să ne întâlnim la Ploiești, să ciocnim un pahar de șampanie, dar nu m-a abordat pe mine. Zic că împreună, dacă suntem balanțe amândoi. Și a fost odată la Anca și Marius Dulea. Și mai cheamă ăsta la România TV, îl cheamă Victor Ciordacu, îl mai cheamă. La Antena 3 nu-i... Ba da, a fost odată și la Gâdea George Simion. Dar cel mai des la Realitatea Plus. Îmi plac emisiunile Anca,
un pic de aglomerație pe centru. Nu intrăm pe centru. La București, Cătălin.